La vreo 5 km de comuna Sân Giorgiu de Mureș, pe un drum noroios, ajungem în satul Cotuș, unde o găsim într-o casă de țară pe Nogi Rozalio. De 3 ani de când i-a murit soțul, stă singură. Acum un deceniu a renunțat la traiul din Târgu Mureș, care i s-a părut mult prea costisitor și s-a reîntors în casa natală din Cotuș. V-am prezentat povestea lui Nogi Rozalio în jurnalul special al televiziunii Târgu Mureș din 25 decembrie anului trecut. Ea este una dintre cele peste 2000 de persoane care se bucură de serviciile oferite de organizația Caritas Alba Iulia. Programul de îngrijire la domiciliu este poate cel mai mare program al ONG-ului, care activează de 25 de ani în România. Dintre beneficiari se află și familii sărace, copii defavorizați sau tineri cu dizabilități. Pentru aceștia, serviciile organizației sunt esențiale, ce ar însemna să nu mai existe. Persoanele respective AOR ar trebui să plătească din banii ei și sumele sunt mult mai mari decât contribuția pe care l-au plătit pentru activitățile noastre. Poate că aceste persoane ar trebui să stea mai mult în spitale, ar trebui să fie internate într-un cămin rezidențial care iarăși e mult mai scumpă, deci, de exemplu, o consecință. Riscul ca aceste servicii să dispară crește de la an la an, direct proporțional cu scăderea subvenției de la stat primită de organizația Caritas Alba Iulia. În 2013, ministerul a subvenționat îngrijirea peste 3600 de persoane. Anul acesta, subvenția, care a fost atunci de 3 milioane și jumătate, nu atinge nici 2 milioane de lei, ceea ce acoperă cheltuielile pentru circa 800 de beneficiari. Este o situație îngrijorătoare pentru care organizația încearcă să găsească soluții de finanțare. Această situație este enorm de grea pentru organizația noastră și încercăm la ora actuală să contactăm primăriile, consiliile județene din mai multe județe unde suntem prezenți și persoane fizice, firme și poate cu ajutorul lor putem să restructurăm finanțarea serviciilor acordate. Dacă membrii organizației nu vor găsi alte surse de finanțare, centre precum Căminul de Vârstnici din Valea Izvoarelor sau Centrul de Zi pentru Copii și Tineri Defavorizați din Sân Giorgiu de Pădure s-ar putea închide.